Doamnelor, domnilor, bună seara, bun regăsit la o nouă ediție emisiunii Mix Actual. Sunt Onelia Pescaru, ne auzim la Radio Brașov, ne vedem la Mix TV în această seară cu președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, președintele PNL Brașov. Bun revenit! Bună ziua și mulțumesc de invitație! Ne revedem într-o perioadă negreșit particulară, dar cam toate au fost speciale de când sunteți președinte. Au fost ele și înainte, dar acum... Este foarte adevărat, dar după cum vedem, vremurile sunt de așa natură și ceea ce se întâmplă de la o zi la alta nu poate fi premeditat. Sunt lucruri care, de cele mai multe ori, nu ai cum să le planifici, dar cred că și trebuie să fim optimiști că până la urmă se va face liniște și va fi o cu totul altă atmosferă. Sperați să fie liniște? Sau măcar să desfășoare mandatul dumneavoastră sub lozinca aceea, câinii latră, caravana trece? Absolut. E o perioadă în care și la nivelul Partidului Național Liberal urmează să stăm într-un proces de alegeri, chiar zilele acestea stabilim data pe fiecare localitate în parte, unde vom avea alegeri. De asemenea, pe data de 27 aprilie, la nivelul Partidul Național Liberal, la nivelul județului Brașov, vom avea de asemenea alegeri pentru președinție și pentru noul birou. De asemenea, la nivel național, pe data de 18 iunie, dacă nu mă înșel, vom avea un congres la care vor participa 5.000 de persoane. Cred că atât la nivel local, cât și la nivel național încep să se ascultă care... săbile. Nu cred că se pune problema. Aveți adversari, candidați, în primul rând. Voi candida la funcția de președinte, am spus-o și cred că nu este niciun secret pentru absolut nimeni, nicio noutate. Poate vă speriați și faceți un pas înapoi. Nu, cred că este de datoria mea, atâta vreme cât sunt președintele Consiliului Județean, este de datoria mea de a deveni președinte până la urmă în urma votului colegilor mei. În prezent sunt președintele interimar al Partidului Național Liberal și este o obligație pentru mine și pentru ceea ce ne propunem să facem în perioada următoare ca să candidez și de ce nu să câștig alegerile. Aveți un contracandidat în acest moment anunțat? Nu am auzit, nu știu dacă există astfel de interes, un astfel de interes în cadrul colegilor noștri. Vom vedea. Cu siguranță în următoarea lună lucrurile se vor liniști. Vă așteptați să existe? Astăzi sau... chiar suntem pe data de 27, dacă stăm să ne raportăm exact peste o lună, vom avea un președinte legitim la Partidul Național Liberal și să sperăm că va exista și cu totul altă autoritate la vremea respectivă. Și liniștea pe care vă doriți, pentru că nimic nu se face fără majoritate până la urmă în politică. Este foarte adevărat. Practic, din afară, poate știu, sunt persoane care văd lucrurile altfel, dar eu am toată convingerea că atmosfera în Partidul Național Liberal este o atmosferă de liniște, este o atmosferă de lucru. Și din, să știți că am stat de vorbă cu colegi de-ai noștri, chiar au fost câteva situații în care, știu, a plecat Dragoș David, a plecat Mariana Câjiu. Dragoș este în continuare colegul nostru, vine la ședințe, l-am întrebat de mai multe ori dacă își propune să abordeze și o altă și are interes pentru funcția de președinte, nu mi-a confirmat, nu are un astfel de gând, cel puțin asta era până zilele trecute. De asemenea, știu, ceilalți colegi care sunt în cadrul Partidului Național Liberal, fiecare dintre ei se implică. Am văzut cu toții că încă de la începutul anului am avut un nou test, tocmai pentru a vedea dacă acest protocol de colaborare cu Uniunea Democrată a Maghiarilor din România funcționează. Am demonstrat că la nivelul județului Brașov s-a recâștigat și s-a recâștigat la fel de categoric cum cam prima zi în care am semnat acel protocol. Deci noi am respectat la nivelul județului Brașov. Evident, o să îmi puneți întrebarea. Când și voi, spuneți la nivelul județului Brașov, înseamnă că decupăm niște localități? La nivelul Consiliului Județean. Au existat și știm cu toții că acum nu are nicio rost să ne ascundem și nu trebuie să devenim politicieni peste noapte dacă nu suntem. Dar, da, este o situație care mă doare. Situația care s-a întâmplat la SCL este o situație care nu mă doare doar pe mine, îi doare pe foarte mulți dintre colegii noștri. Nu înțeleg și
probabil în perioada următoare vom face o analiză destul de serioasă pentru a vedea exact direcția în care trebuie să meargă municipiul Săcele, dar exact cum am postat și pe Facebook, nu este o decizie a Partidului Național Liberal. Ceea ce s-a întâmplat acolo este o situație scăpată de sub control, o situație care cum se poate rezolva, despre care nu am avut semnale, fiindcă am avut discuții cu colegii noștri de la SCL. Deci cuvântul și l-au dat în fața dumneavoastră, cuvântul și l-au dat numai în fața mea, în fața mai multor colegi, care chiar și colegii de la UDMR, o parte dintre au fost prezenți în momentul, cu o zi înainte de acest vot. Toate erau atât de liniștite, toată lumea zâmbitoare, convinsă că, de fapt, e o simplă un simplu punct care a fost pus pe ordinea de zi și că, de fapt, nu se va întâmpla nimic. Nu pot să spun că după momentul votului am trecut printr-un moment mai de liniște, dar... Șoc sau supărare extremă? O supărare destul de mare și o supărare care, în primul și în primul rând, eu sunt o persoană extrem de deschisă și cred că cei care m-au cunoscut s-au obișnuit cu mine că în momentul care spun ceva, așa și e. Evit să promit dacă știu că e o situație în care nu pot să mă țin. Chiar mă dau de gol cu foarte multă ușurință. Nu sunt pregătit să mint cu atâta dezinvoltură, să privesc oamenii în ochi, să fiu atât de senin și să spun că de fapt fac într-un fel și de fapt fac în altul. Asta este, cred că, problema cea mai mare pe care deci personal ați trăit ca o mare supărare și dezamăgire. Dar e vorba și de PNL aici, e vorba de o echipă foarte tânără care a ieșit în stradă să țipe cu ciuma roșie, deci chiar mai mult, au făcut mai mult decât a făcut oficial PNL-ul și după aceea ciuma roșie, iată, devenise mumă. Da. Nu? Știți cum este, exact cum spuneați și dumneavoastră înainte de emisiune, cred că există și animozități la nivelul fiecărei localități în parte, cred că sunt lucruri ceva care particular. Și eu le-am trăit pe vremea când eram consilier local și știu că de fiecare dată poate nu reușeam să ținem tonul chiar cu ceea ce se dorea de către județ. Vă dau un exemplu. Clar că PDL-ul, chiar dacă acum este un partid care a fuzionat cu noi, o bună perioadă de timp în județul Brașov sau și la nivel național a fost principalul nostru dușman, să spun așa. Dar eu cu doamna Ducar, chiar cu toate supărările unor colegi, am avut o activitate constructivă și ea a fost viceprimar timp de 12 ani de zile cât am fost eu primar. Dar lucrul acesta era știut și foarte mulți știau că nu au cum să-mi impună, fiindcă de fapt este o decizie și câtă vreme sunt un lider care am demonstrat, care am câștigat alegerile, care am adus voturi foarte multe și la nivel de județ sau la nivel de alegeri parlamentare, mă lăsau în plata mea. Dar nu-i mințeam. Adică nu mă apucam să spun că voi face altfel, că suntem în USL, că de fapt binele comunității, chiar era binele comunității. Era, da? Binele nu comunității. Era un bine personal. Acum, sau bine de grup? Această situație, v-am spus, va intra într-o analiză. Nu sunt eu acel justițiar, fiindcă până la urmă poate mi se și reproșează de cele mai multe ori de ce nu am o atitudine mai autoritară. Ei, cred că în decursul timpului, la nivel politic, s-a creat această obișnuință de a fi un lider de la hotărât, puternic care să bată cu pumnul masă. Pare un semn de slăbiciune când tolerezi rebeliunea, când unii se detonează. Nu este toleranță, dar eu de cele mai multe ori iau decizii în grup și de fiecare dată mă consult cu colegii. Adică de fiecare dată am avut latura asta, chiar dacă de cele mai multe ori am perceput ca o persoană destul de hotărâtă, am avut latura asta în care de fiecare dată m-am consultat. Ați împărțit responsabilitatea. Și cred că nu este doar de datoria mea, cred că este de datoria tuturor celor care fac parte asta din Biroul Permanent Județean, din CEJEX-ul de astăzi și BPJ-ul de mâine, al Partidului Național Liberal, de a strânge rândurile și a nu crede că de fapt este doar o responsabilitate a cuiva, că de fapt noi ne punem toate speranțele în acel om și acel om, el trebuie să fie Dumnezeul nostru și el trebuie să facă rânduială. Deci și nu vreți să fiți Adrian Veșca, Dumnezeul din PNL Brașov. Să știți, nu vreau și nici nu cred că mai sunt vremurile. Asta simt eu pe pielea mea și de fiecare dată cred că am avut o psihologie relativ bună în care chiar îmi dau seama că de fapt astăzi vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă. Nu cred că mai există un lider nici la nivel național. Când îl vezi pe Dragnea foarte puternic, când ai impresia că e foarte vulnerabil, vulnerabil. Da, foarte
Deci sunt situații pe care astăzi nu cred că ar mai trebui să le gândească cineva, că cineva ar putea să fie acea persoană care să ia decizii singur. Din contră, trebuie și făcută... protejează această împărțire. Mă și protejează și să știți un lucru. Eu de la bun început, de când am acceptat să vin în această zonă, m-am consultat cu foarte multă lume, fiindcă chiar n-am vrut să deranjez pe absolut nimeni. Am stat de vorbă eu chiar și cu George Scripcaru și cu ceilalți colegi ai noștri și a fost un consens general. Deci nu a fost o dorință doar a mea și eu le-am spus de la bun început modul meu de a fi, modul meu de a lucra și cred că nu pot să mă schimb. Dacă nu voi face față și asta poate reprezenta un lucru care ține de slăbiciune și nu am șansa de a face carieră politică, se va vedea în timp. Dar eu așa voi proceda. Deci nu vă simțiți în acest moment același nici vulnerabil, făcut, nici slab, dacă același lucru l-am făcut psicologic. Și în administrație, să știți. Adică, deci, să nu spuneți Râșnov, că au fost aici voci în emisiune care au spus Adrian Vrăștea nu mai iese din papucii de Râșnov, spune Râșnov, Râșnov, Râșnov. Vorbesc de administrație și la județ și oriunde am activat. Dar cum e cu Râșnov? Rămâne la sufletul omului, nu? Vă e dor de Râșnov că, după și de zilele de la primărie? După 12 ani de zile de activitate în care ai avut foarte multe bucurii, foarte multe satisfacții, vreau să vă spun, de curând s-a câștigat un proiect pe fonduri europene cu cetatea Râșnov, la care am muncit și aș putea să par o persoană atât de dezinteresată sau să nu, să trec cu vederea acest lucru. Nu, este un proiect de suflet și de cele mai multe ori veneam în emisiunile dumneavoastră și eram întrebat, bun, ați luat cetatea, ați pus-o în valoare, aveți un număr de turiști, ce se va întâmpla? Iată că astăzi, unul dintre proiectele pe care ADR Centrul le va finanța în perioada următoare este cetatea Râșnov și este o bucurie. Și trebuie să spun lucrul acesta, fiindcă n-am cum să-l trec cu vederea. Iar 12 ani de zile care le-am petrecut acolo și mai ales că eu sunt și mă simt râșnovean, clar că și de cele mai multe ori fac comparații, dar asta nu înseamnă că nu ies din papucii de ați primar. Ați ieșit din papucii de Râșnov? Atacurile că sunteți un provincial, vezi, Doamne, nu sunteți în Liga Mare, încă mai aveți de crescut. Să știți că eu... Nu e rău, omul cinstit, de când, muncitor, de nu când, cred că e rău să fie așa. De când am terminat școala generală, mai mult am trăit în Brașov. Liceul am făcut în Brașov, facultate, deci practic nici de muncit n-am muncit foarte mult pe la Râșnov, am muncit în diverse, ba la Brașov, ba la Codlea, înainte de a fi primar, deci practic nu mă simt o persoană atât de, și până la urmă, atât de provincială și Râșnovul este totuși stațiunea turistică de interes național. Corect, și aici echipa dumneavoastră a avut un rol foarte, foarte important să ajungă. Vă deranjează când se spune că sunteți de la Râșnov și că uite, Râșnov, Râșnov și cam ce se mai aude, că acum lider contestat, nu există, știți foarte bine. Să știți bine că fiecare este de undeva și dacă stăm să ne raportăm... Și e rău când uiți de unde ai plecat. Lucrurile astea care țin de origine, cred că mai mult contează calitatea omului, felul lui de a fi, experiența, pregătirea profesională și mai puțin de unde ești. Sau dacă, știu eu, ești maghiar sau dacă ești sas sau dacă ești rom sau mai știu eu ce. Deci contează, cred că, pregătirea și educația pe care o ai tu și modul în care te poți pune în activitate, în slujba oamenilor și pentru care ți-ai propus să rezolvi o serie de lucruri. Bun, dar dor de Râșnov vă e la modul de când vă e foarte, foarte greu aici și uite, sunt cu cuțitul la gâtul dumneavoastră, unii nu vă ascultă, unii trădează și vă pun într-o situație atât de imposibilă, va veni vreodată să vă luați jucăriile, să spuneți mă duc la Râșnovul meu, că încă e loc liber la primărie. Este foarte adevărat. Sunt și mă întâlnesc de cele mai multe ori. Erau zile în care dacă stăteam după amiaza mai mult, deși n-am șansa, mai nou ajung destul de târziu acasă că am foarte multă treabă prin județ sau la instituție. De fiecare dată aveam așa o apăsare și de fiecare dată știam că sunt lucruri la care am lucrat și la care țin foarte mult. Dar sunt hotărât pentru a merge mai departe. Este obligația mea și este o obligație în ce sens? Nu numai ca, în primul și în primul rând, ca și liberal, fiindcă dacă am avea o alternativă și dacă s-ar găsi o soluție viabilă care să funcționeze și noi am conchide pe acea situație, să știți că nu mă leg niciodată și nu țin cu dinții de un scaun. Sunt o persoană suficient de realistă, sunt o persoană care știu să muncesc, care știu să mă pun în valoare și cred că fiecare om se regăsește undeva.
Este un proiect pe care mi l-am propus să-l abordez în următorii 4 ani de zile. Până la urmă s-a luat o decizie politică, iar colegii mei au considerat de cuvință că eu să fiu acea persoană care să vină la Consiliul Județean. Cum nu am plecat la Parlament sau cum nu am avut alte opțiuni, nu o să mă întorc nici la primăria Râșnov. Deci mergeți înainte, voi merge înainte, Adrian Veșta este înainte. Veți vedea și sunt lucruri despre care ne vom bucura împreună, ca și brașoveni, fiindcă am foarte multă energie, sunt preocupat și o parte dintre lucrurile pe care le-am pregătit încă de anul trecut vor prinde viață în lunile următoare. Deci sunteți genul pe care aceste chestiuni îl ambiționează, da? De ce zic ei? Da. Mă ambiționează, dar v-am spus, este și o obligație și este bine ca în momentul în care îți asumi un lucru să mergi până la capăt. Cred că sunt foarte multe persoane care și-au pus speranța în mine și nu vreau să le dezamăgesc. Cred că sunt și alții care își doresc să mă vadă în cu tot o altă situație, dar nu vreau să le dau satisfacția acelor persoane care sunt răutăcioase, fiindcă eu sunt o persoană care gândesc pozitiv și m-ar dura foarte tare să nu-mi duc și să nu am parcursul care mi-l doresc eu, fiindcă am convingerea că am să bucur mai mult pe mai multe persoane decât sunt cele care îmi doresc deci lucruri. Deci veți aduce mai multă bucurie decât bucuria celor răi. În general, în viață, așa, când ați fost trădat, v-ați răzbunat sau ați iertat? Nu sunt un răzbunător, n-am avut niciodată, dacă și mi-au spus foarte multe persoane, dacă eu chiar am stat și m-am gândit, nu că noi avem dușman, că probabil avem cu toții, dar nu i-aș putea identifica, nu i-am pus la suflet și vă rog să mă credeți că am văzut la viața mea foarte multe plângeri, foarte multe lucruri urâte făcute, chiar cu oameni care nu aveau suflet. Dar vă rog să mă credeți că poate asta este felul meu. De fiecare dată am gândit pozitiv. De fiecare dată am văzut partea bună a lucrurilor. Și niciodată nu m-am ocupat și vă rog să mă credeți că n-am întârziat pe nimeni cu o autorizație, cu un certificat, cu un lucru, ca să-i arăt eu cine e șeful și că bine ar fi să înțeleagă că uite eu cine sunt. Nu, din contră. Am avut aceeași abordare. Nu înțeleg și n-am cum să înțeleg și cu siguranță că în viața asta există un echilibru, dar nu sunt eu acel care pedepsește. Să știți că ni se întâmplă în viață fel și fel de situații și de cele mai multe ori lucrurile se plătesc. În viață lucrurile se întâmplă într-un așa fel. Eu poate de asta am și reușit și vă rog să mă credeți, stăteam zilele trecute și chiar vorbeam cu niște cunoscuți, ce s-ar fi întâmplat dacă în centrul istoric al orașului Râșnov, cum au falimentat foarte multe firme, ar fi rămas o groapă. Deci ar fi rămas o groapă, iar acel proiect pe care doar în mintea mea era și poate foarte mulți nu le înțelegeau și poate doar astăzi îl văd, că e parcare, că e pasaj, ar fi rămas în centrul stațiunii turistice Râșnov o groapă datorită faptului că constructorul din vari motive n-ar mai fi venit să continue lucrările cum s-a întâmplat în foarte multe locuri. Și atunci până făceai proceduri din nou, deci totuși se creează un disconfort major. Iată că gândim pozitiv și poate ăsta este unul dintre argumentele pentru care nu mă schimb, lucrurile s-au întâmplat să fie bine, să nu dea nimeni a faliment și să termine o lucrare la care țineam foarte mult. Același lucru se va întâmpla și aici. Să știți că fiecare dintre noi cred că la un moment dat plătim pentru modul în care ne comportăm. De asta vă spun. Sunteți credincios? Sunt credincios. Nu sunt o persoană care... Nu sunteți bigot, presupun. Da, care duc la extremă. Mă închin seara și sunt o persoană care cred în Dumnezeu. Merg, când am șansa, merg și la biserică. Dar mai ales trăiți cu Dumnezeu în suflet. Trăiesc cu Dumnezeu și trăiesc cu acest echilibru. Și mulțumesc lui Dumnezeu că de cele mai multe ori lucrurile frumoase, și vă rog să mă credeți că de asta și începusem să discutăm în această emisiune despre faptul că eu cred că fiecare om are o misiune. Și până la urmă, cred că este foarte bine să vedem partea bună a lucrurilor, să vedem lucrurile pozitive care le putem face, să vedem care sunt satisfacțiile și dacă ți se întâmplă un lucru rău, trebuie să vezi și partea bună a lucrurilor rău. Mesajul acelui, fiindcă, de fapt, ți se poate întâmpla ca acel lucru să îți creeze o satisfacție mult mai mare ulterior. Apropo de faptul că, domne, dacă la un moment dat nu o să mai fi președinte de Consiliul Județean, nu este o activitate... Poate veți fi prim-ministru. Da, nu este o activitate tocmai ușoară. Este o activitate pe care eu m-am obligat și mi-am luat obligația și mi-am asumat-o și eu, când promit, mă țin de cuvânt și încerc, prin toate mijloacele care le-am la dispoziție, să mă țin de cuvânt și să fiu o persoană utilă și să nu vorbesc fără suport. Mai ales că
am și un parcurs, un parcurs în care am implementat proiecte, un parcurs în care, chiar dacă cineva vrea să mai și ajungem iară să vorbim despre Râșnov, vă rog să mă credeți, mi-aș dori ca în 3 ani de zile, următorii 3 ani de zile, să am cifra de investiții care am implementat-o în anul 2016-2015. Eu asta mi-aș dori pentru Consiliul Județean. Să am atât de multe proiecte în implementare, implementate, cu proceduri, cu absolut tot și cu liniște, exact cum le-am avut acolo. Și cred că brașovenii vor fi foarte mulțumiți. Deci, până la urmă, modelul acela chiar este de dorit. Fiindcă eu m-am uitat peste lista de achiziții care era anul trecut și vă rog să mă credeți că niciodată nu am ieșit să fac public, dar, din păcate, nu sunt contracte proceduri de achiziție făcute. Deci dacă stăm să ne uităm, de anul trecut, de când am venit eu, sunt în implementare și astăzi se fac proceduri de achiziție pentru o serie de drumuri din județul Brașov. Bun, era o perioadă firească, apropo de altă acuzație, veștea până acum și-a amenajat biroul. Ați auzit? Să știți că eu cred că astăzi și sunt situații în care ai fel și fel de oaspeți. La noi a venit ambasadorul Germaniei, ambasadorul Austriei, sunt fel și fel de personalități. Cred că nu este cu nimic ieșit din comun dacă ai niște condiții decente în care să poți funcționa. Era că, uite, numai atât ați făcut. Ei, pot fi răutăți și sunt persoane... Și se așteptau probabil la un alt elan, la un alt ritm, cine, poate dumneavoastră ați învățat cu nărav. Să știți că am luat, vă dau un exemplu, o fișă de achiziție la un drum care se află pe Programul Național de Dezvoltare Locală și o să-mi permit să vin într-o emisiune viitoare, să vedeți ce înseamnă din punct de vedere al procedurilor de achiziție, de anul trecut, de când am venit absolut, ce înseamnă pe hârtie, ca și timp, până postez proiectul pe SEAP, ce înseamnă să dai clarificări pe SEAP, ce înseamnă să, după ce depun toți ofertele, să le cer clarificări pentru a te lămuri și să faci evaluarea acelor documentații pe care le-ai făcut. Asta în condițiile în care ai un proiect realizat și ai niște, un caiet de sarcini. Că dacă nu, trebuie să începi și la faza de proiectare. Sunt lucruri care nu le vede absolut nimeni. Bun, nu le văd nici chiar colegii din Consiliu. Domnul consilier Spinean spunea aici că vă reproșează o prea mare inerție. Că... Știți ce? N-aș vrea să vorbesc despre persoane, dar aș vrea să iau lecții că se de vede la... că n-ați lucrat la privat. Aș vrea să iau lecții de la persoanele care au lucrat în administrație publică și au avut succes. M-ar bucura foarte mult dacă aș vedea. Deci trebuie să nu comparăm lucruri similare. Nu cred că se poate compara niciodată o activitate privată în care eu, investitor, fac ce vreau cu banii mei. Aici sunt banii statului. Statul te obligă să-i cheltui după proceduri dinainte stabilite. Deci nu te apuci mâine și îți cumperi sau îți achiziționezi ceva tu sau iei un constructor de pe stradă că ți se pare ție. Fiindcă a doua zi nu o să mai fi libertate. Toate lucrurile astea trebuie să aibă un parcurs. Și cine nu le înțelege, trebuie să pună mâna pe carte și să studieze. Fiindcă a face afirmații este foarte ușor astăzi. De imagine pot ține o vreme. Să știți că din punctul meu de vedere și lucrurile care trebuie înțelese de orice persoană, în momentul în care îți propui să construiești un pod, primul lucru care trebuie să-l faci este să faci un studiu de fezabilitate, să vezi dacă e bună structura de rezistență, ce se întâmplă. După ce ai acel studiu de fezabilitate, trebuie să faci partea de proiect tehnic. Partea de proiect tehnic îți dă o listă de cantități și ai un caiet de sarcini pe care trebuie să-l postezi și să urmezi procedurile despre care v-am zis, după care faci evaluarea ofertelor, după care aștepți să vezi dacă ai contestații, după care închei contractul, după care dai ordinul de începere. Sunt niște lucruri care sunt, nu le-am inventat eu, cu dar siguranță, eu le-am parcurs. Poate trebuie fluidizate și poate trebuie luate chiar niște măsuri concrete de schimbare a legii în unele privințe. Că, anul trecut, și cred că ne putem aminti, mi-ar place să fie avut niște lucruri în derulare la Consiliul Județean, m-am dus și de fapt sunt o serie de drumuri și eu mă pregătesc doar când nu trebuie cred să... Că era nimic sau în cum spune colegul nostru că de fapt sunt niște persoane interesate care vor să construiască aeroportul mâine. E coadă de investitori și dumneavoastră sunteți acești, prea inerți. Acești investitori, deci i-am prezentat și poate, nu știu, cred că am fost pe înțelesul tuturor. Chiar am văzut... Am văzut multe persoane care m-au felicitat și mi-au spus că, într-adevăr, există o viziune și o gândire concretă referitor la acest lucru. Deci, nu poți să dai un aeroport care este o investiție strategică de nivel național să te apuci să o vinzi exact ca și când ai vinde o mașină sau te-ai apucat să vinzi roșii în piață. Lucrul ăsta se face în urma unui studiu și a explicat și a fost prezent lângă mine în momentul fiindcă îl iau permanent tocmai pentru a le înțelege și pentru a se forma. După ce ai acest studiu de fundamentare și am făcut acest comunicat de presă și nu vreau să stresez lumea cu aceste lucruri, fiindcă ulterior intrăm în derizoriu, în care spune
ce înseamnă analizele de risc, ce înseamnă vecinătatea altor aeroporturi, dacă e bine să faci parteneria public-privat, dacă e bine să-l concesionezi. Credeți că eu, Adi Veștea, nu m-aș bucura ca într-o zi să mă îmbrac frumos, să-mi iau o foarfecă, să mă duc să tai o panglică, că de fapt nu știu cine a construit acel aeroport? Așa mă gândeam și eu, că e logic să vă doriți acest lucru. M-ar bucura să nu mai fiu eu tras la răspundere referitor la procedurile de achiziție, să nu mai fiu eu tras la răspundere dacă acele liste de cantități care au fost ofertate sunt implementate, să nu mai văd că constructorul nu-și vede de treabă. Sperați să, să tăiați panglica asta totuși până la sfârșitul mandatului? Eu sper numai că exact cum am prezentat în acel comunicat de presă, de fapt, anul trecut când am venit, situația juridică era incertă. După cum bine știe și știu toți oamenii, la sfârșitul lunii noiembrie, președintele României, domnul Klaus Iohannis, a promulgat legea referitor la aeroport. Din momentul ăla, tu aveai o situație juridică pe care puteai să aplici. În luna decembrie am aprobat indicatorii tehnico-economici. Unii au zis că i-am făcut-o în campanie, dar e bine să ai, deci am revizuit tot ce a însemnat studiul de fezabilitate. De atunci am postat pe SEAP și lucrul acesta poate fi văzut pentru elaborarea proiectului tehnic. Dacă astea sunt procedurile și așa trebuie să facem în România, sunt eu, Adi Veștea, vinovat că toate aceste proceduri sunt foarte greoaie. După ce am acest proiect tehnic, care trebuie să fie proces verbal de predare-primire, spre dă niște documentații referitor la ce ne propunem să facem, trebuie făcută procedură pentru construirea propriu-zisă, pentru alegerea constructorului. Sunteți mai prudent astăzi? Vă e frică până la urmă? Vă e frică? Spunea domnul Stinean că primarul George Scripcaru a spus, înțelege-l și pe el. Vreau omul să doarmă liniștit. În România de astăzi e sport extrem să fii președinte. Eu sunt nevoit și cred că este foarte important să dorm liniștit și că realizeze aeroportul, fiindcă permanent sunt asaltat pe stradă de fiecare dintre cetățeni și faceți, este obligația aeroportul? Mea, fiindcă am vorbit despre acest proiect și stă în puterea mea să-l fac și este chiar dacă nu am primit bani de la guvern, chiar dacă trebuie să găsesc soluții proprii pentru a face toate aceste lucruri, dar stă în puterea mea și nu mă dau bătut și voi merge până la capăt. Dar dormi liniștit, în ceea ce mă privește, să știți că nu sunt fricos. Am făcut foarte multe investiții la viața mea, foarte multe proiecte, e drept la Râșnov, nu în altă parte, dar sunt în măsură să-i privesc pe toți în ochi și să vorbesc tehnic. Deci cine are pregătire administrativă și tehnică, eu am curajul să stau să-i privesc în ochi și să le arăt că nu s-a pierdut nici măcar un minut din timpul care mi-a fost alocat. Iar eu, Adi Veștea, astăzi din 27 martie, sunt cu conștiința împăcată că am făcut tot ce puteam să fac posibil în acest timp. În acest timp. Mai mult decât atât, cum vă spuneam, de echilibru și de mulțumesc lui Dumnezeu că uneori ne-a ajutat. Să știți că să scoți o lege la sfârșitul unei perioade parlamentare, deci anul trecut au fost alegeri parlamentare și faptul că am reușit să scoatem această lege și mai mult decât atât am demonstrat că nu avem nicio problemă cu Bucureștiul, nu avem nicio problemă cu Sibiu. Complexul acela, că da, de fapt, cu Sibiu. Noi ne urmăm cursul nostru. Da, astăzi Brașovul nu este masterplanul de transport pentru realizarea aeroportului, dar noi, din resursele care le avem, facem tot ceea ce este omenește posibil ca acest obiectiv să fie terminat. Am înțeles. Pentru pierderea majorității vă temeți? Pentru că, uite, până una alta, dacă se încropește altă majoritate, mandatul președintelui nu mai este ca în mandatul trecut, când te legitima votul direct al oamenilor, să construiesc majorități, să desfac, să... Singura frică pe care o am este de a nu privi oamenii în ochi și de a mă simți vinovat că mi-am pierdut vremea degeaba în funcție de președinte de Consiliul Județean. Că se pierde o majoritate, că se va întâmpla nu ceva... Nu mai puteți face niște lucruri dacă se pierde majoritatea. Doamna Oanelia, să fiți convins că la modul meu de lucru și faptul că v-am spus că nu țin supărare, că ușa mea este deschisă permanent, oamenii care sunt trimiși în Consiliul Județean de către cetățenii județului Brașov sunt pentru a pune umărul la treabă. Proiectele care sunt acolo nu sunt proiectele lui Adi Veștea, sunt proiectele Brașovului. Și normal ar fi, de-aia sunt emisiunile astea, fiecare ședință de Consiliul Județean este televizată. Oamenii își fac o părere. Oamenii se uită și își dau seama unde există răutate, unde politica unde este ipocrizie dusă la extrem. Și cred că este foarte important ca eu să beneficiez de aceeași șansă de a privi oamenii în ochi și de a nu avea pe conștiință vreo problemă că mi-a stat ceva în putere și că eu am fost acel frânar. Dacă alții își propun să fie frânar sau să
să nu participe la realizarea acestor proiecte, cu siguranță că brașovenii îi vor identifica, îi vor vedea și vor sancționa. Am toată convingerea că vor fi de partea nu a mea, a binelui, a celor care gândesc în favoarea proiectelor brașovenilor. Deci pe aceștia contați, de fapt. Asta absolut. E majoritatea lui ăștia. Majoritatea sunt cetățenii și să știți că nu mi-a fost frică nici 5 minute că vin și că îmi pierd o majoritate. Lucrurile la care țin foarte mult este să fiu sănătos, să fiu liniștit și să dorm nopțile și să am grijă de familie. Astea sunt obiectivele pe care mi le propun. În rest, să știți că de muncă niciodată nu scapi. Și oamenii care și-au propus și vedem că sunt persoane care au 80 de ani și care în continuare merg la servici și sunt alții care au 30 de ani și care stau și mănâncă semințe în parc. Da, au cam depus armele. Deci vă dorim să fiți sănătos, să aveți grijă de familie și să dormiți sănătos, liniștit, pentru că a spus că eu dorm liniștit, vă citez, și dacă știu că aeroportul se face și dacă știu că lucrurile sunt cum trebuie. Deci somnul dumneavoastră liniștit e o garanție pentru noi. Să știți că sunt, mai ales că suntem la început de an bugetar, sunt foarte multe proiecte și o să vă pot prezenta. Ne mai întâlnim. Din punct de vedere al cifrelor, fiindcă eu sunt economist, banii, dacă vorbim de sănătate, fiindcă înțeleg că a fost o emisiune la dumneavoastră în care se vorbea de sănătate și de strategia pe sănătate, câți bani s-au dat în ultimii 6 ani de zile și cât se dau în anul 2017, fără să fi primit un buget special de la Guvernul României. Am înțeles, emisiune specială despre sănătate și despre sănătatea noastră sufletească și nu numai, păi succes la alegeri. Deci deocamdată sunteți singurul care și-a anunțat intenția să candideze la președinția PNL Brașov. Importantă funcția pentru că îți oferă pârghile de a construi sau de a veghea mai bine la majoritățile și acolo care, sunt uite, tot în slujba colegilor și este obligația mea de a îi reprezenta, fiindcă noi totuși trebuie să nu uităm un lucru. Avem 35 de primari, suntem partidul primarilor din județul Brașov, PSD-ul are doar 17 și cred că a vorbit despre primari înseamnă a vorbit despre administrație și asta fac. Înainte de a fi politicianul, sunt cel care deocamdată face administrație. Am înțeles. În multe localități PSD, PNL merg umăr la umăr, poate nu este rău. Să sperăm că reușiți să controlați din nou lucrurile. Spuneați că legitimitatea funcției alese va liniști mult apele. Așa consider și eu și cred că până la urmă, după cum v-am spus, deciziile trebuie luate împreună cu colegii noștri. Nu cred că... Deci un tribunal al colegilor va judeca ce s-a întâmplat recent în localitățile amintite. Mulțumesc mult pentru prezența în această emisiune. Succes, spor la treabă. Mulțumesc. Ținem aproape și de Consiliul Județean și de liberalii brașoveni reprezentați în această seară la Radio Brașov și la Mix TV de președintele Consiliului Județean Adrian Veștea, oaspetele meu în această seară. Unelia Pescaru, sunt o seară excelentă tuturor.